Cum vedeți lupta pentru locul 2, Robert? Cu siguranță că se va duce până în ultima etapă. Este avantajul FCSB-ului, în afară de punctele care le au avans față de urmăritoare. Sunt patru echipe, practică, și farul domnului Hagi speră, chiar dacă e diferența de 5 puncte între locul 2, locurile 2, 3 și locul 5, și domnul Hagi speră să prindă cupele europene. Și asta e în avantajul FCSB-ului, că echipele astea vor juca la victorie. Vor juca la victorie și e clar că la fiecare etapă una dintre ele va rămâne cu maxim un punct. Cu maxim un punct. Și atunci, de-aia și spun că FCSB-ul se poate considera campioană, pentru că este lupta asta pentru locurile 2 și 3, care asta cred că se va duce, nu se va rupe clasamentul și se va duce până la nu, aici tot din cauza lor. Da. Aici e lupta mare, dar vă mai spun ceva, că după aia ne sună Gică și ne certă. Da? Să băgăm și farul. Păi am spus și farul domnului. Dar mai apăsat. Da. Auzi, Holea, ia uite un scenariu. Cu trei etape înainte câștigă FCSB-ul campionat. Da. Ultimele trei etape: Olaru, Coman, Târnovanu, Chiricheș, Șut, jucători de echipă națională, intră în vacanță sau se pregătesc pentru campionatul european? Nu, cred că sau joacă ultimele trei meciuri? Joacă ultimele trei meciuri, dacă aibă ritm, campionatul? Păi să aibă ritm, Vivi, nu, păi... Păi da, dar se aici intervine selecționerul. Păi da, se pregătesc pentru echipa națională, dar nu vor mai juca la 100%. Nu vor mai fi, nu vor mai băga cap. Dacă au câștigat campionatul, tu riști să te accidentezi pentru campionatul european? Nu, după ce tu când te-ai gândit vreodată când ai intrat în teren să o lași mai moale, să nu te accidentezi? Când am câștigat campionatul cu 2-3 etape înainte, ultimele 2-3 etape le jucam... Ești mai pe vârfuri, dar nu că te dai la o parte. Zic, nu mai joci la 100%, asta spun. Da. Crezi că Vlad Chiricheș, dacă va câștiga campionatul, va mai juca 100%, el fiind profesionist. El are nevoie să joace. El are că mai sunt 6-7 etape, vorbesc. Mai sunt 7 etape, nu? Mai sunt 7 etape, mai joacă 4 etape Chiricheș sau 5. Și ultimele 2 poate să... Deci eu cred că avantaj pentru locul 2 vor avea echipele care vor juca cu FCSB ultimele 2 meciuri. Ultimele 2 meciuri. Sărbătoare, bucurie. O să bage copii. Și probabil o să dorească cei de acolo să-i vadă și pe cei care au jucat mai puțin, să știe, are noi ținem, 25, noi ținem. Da, 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 da. 25, da. Să vedem pe e cine o perioadă ține de evaluare. Va fi, dacă vor fi cu multe etape înainte campioni, va fi și acolo. Pentru jucătorii care au jucat mai puțin, va fi o perioadă de evaluare. Uite, pe Haruț, care îl vine după accidentare. Săracu, bă, s-a dat tumor cu un copil de la 2006 la antrenament și i-a sărit tumorul. Acum două săptămâni iar. Incredibil, are un ghinion jucător. Mie îmi place ăsta. Pandele, mijlocașul. Da. Cine ia locul 2, băieți? Vivi. Greu de spus, pentru că, așa cum am decis tot aici, nici farul nu este scoasă din calcule. Uh-huh. Farul joacă cu Craiova, pe care i-a bătut de două ori, nu? În sezonul regular, și poate câștiga 3 puncte să ajungă acolo lângă celelalte echipe. Normal, CFR-ul și Craiova, care au 31 de puncte, sunt mai aproape de locul 2 decât Rapid și Farul, dar se pot încurca. Eu cred că CFR-ul va lua locul 2. Deci totuși mergi pe mâna CFR-ului? Pe mâna CFR-ului, da. Dacă vine și Petrescu, așa cum s-a mai anunțat la Fanatic sâmbătă, și eu cred că va veni Petrescu, pentru că are o relație foarte bună cu Nelțu Varga, și este clubul la care a obținut cele mai mari performanțe. Venirea lui Petrescu pe bancă aduce un plus, orice am spune noi. Da, bine. Petrescu e Petrescu. Bine, nu stă... Știi cum e? Bun, n-a avut un ultimul sezon, n-a fost grozav, mai înțeles. E antrenor care totuși antrenează în străinătate. Da. Nu, l-am văzut totuși pe Petrescu pierzându-și controlul de multe ori, de prea multe ori. Spun, mulți se bucură, dar Panin, săracul, cred că n-a dormit de sâmbătă. Panin de sâmbătă seara nu mai doarme. Când își dă seama ce are de făcut. CFR sau Rapid? Rapid, dacă reușește să lege două victorii în următoarele două meciuri cu Sepsi acasă și cu FCSB, are mari șanse să termine pe locul 2. Altfel, chiar și 4 puncte cred că vor fi puține, ținând cont că în primele 3 etape nu obțin niciun punct. Eu văd Craiova, să știți. Da? Nu știm cât stă Mitriță. Văd Craiova și văd o surpriză care va veni din urmă viitor. Da?
șanse mari. Bine, că aici... Rugaciu nu va renunța niciodată și îl cunosc prea aici bine. Aici să vă spun ceva, aici știți care e combinația cu Craiova, nu? Totul ține de Mitriță, dacă Mitriță stă o lună de zile, la revedere. Pentru că, uite-te și tu, cum să spun, lumea e supărată, lumea e amărâtă, lumea e, înțelegi, știi? Și Craiova a venit după două victorie, adică din play-off, două victorie mari. Pas CFR-ul, Baz Rapidul. Da, altă conjunctură. Și niciodată durata unui meci întreg ei n-au convins. Eu aici de-aia scot Craiova. Adică eu văd mai repede să se apropie farul Constanța decât Craiova să poate bate la locul 2 cu șanse reale. Uh-huh. Văd mai repede. Da, dar meciuri, Bănel, în care Mitriț a fost acolo, meciuri în care prima repriză echipa a fost dominată copios în ambele partide. Craiova și după aceea... Nu, și pe la Galați. Păi aduceam-te ce a fost la Galați, ce a fost cu Cluj. Ei se bazează foarte mult pe Mitriță. Da, păi asta spun că Mitriță, că dacă Mitriță, a zis foarte bine domnul Rechită. Ai Coman, mai ai Coman, că mai ai un... Olaru, ai un Tănoveanu, ai un Șut, Lixandru, ai tu mai ai. Ține totul de Mitriță. Dacă Mitriță și sperăm să nu fie așa, stă 2, 3, 4 săptămâni, s-a terminat. Vorbeam de jucători de la Craiova. Da. Care erau cei mai... Stai că mai e Bancu acolo. Și Mitriță. Ai văzut? Bairam fără Mitriță nu poate să joace. N-a mișcat. E greu de gestionat ce se întâmplă în momentul de față la Craiova, pentru că lipsește jucătorul numărul 1. Nu numai din teren, prin evoluțiile lui. E un factor foarte important și în vestiar Zacuschi, și motivator. Ha? Până la urmă, m-auzi? Până la urmă a zis Vivi, companiu, aut, a plecat. A zis Vivi, vai Lopete, aut, mai înțeles? Vedem într-un meci, două, ce se întâmplă și cu B. Dacă termin pe 4-5? Dacă termin pe 4-5, pleacă. La revedere, subiect închis. Păi nu, și n-a avut dreptate Rechită dacă termină pe 4-5? Și anul trecut am spus că nu i-a face să un campionatul și mi-am pus licența la bătaie, am câștigat. Anul ăsta am spus că nu mai pun licența. Nu, așa e. Nu, anul ăsta a zis, îmi aduc aminte când a zis. De ce noroc? De ce? M-am bazat pe Hagi, pe echipa lui Hagi, cum juca, pe tot ce se întâmpla la FCSB. Anul ăsta, după primele etape și am văzut ce se întâmplă, nu mai mi-am pus, pentru că am spus că FCSB-ul va câștiga după primele. Să-ți dai seama dacă spuneai licența? În cadrul emisiunii dădeam foc. Și făceam hor. Așa el nu folosește. Bă, Roberte, și făceam hor aia bucuriei. Oria, dar puteam să-i schimb numele. Dădeam lui Gigi Becali. Dădeam lui Gigi Becali și gata, îi schimbam numele. Dă-i lui Bănel, că și așa nu folosești. Dă-mi mișcata. Trebuie să schimb. Auzi, e nasol cu poza, știi? Păi nu, că Răchit o ține să mai legitimează cu ea. Dacă eu dai lui Bănel, ce faci? Ce faci, Bănele? Trebuie să facem ceva. Nu. Am eu, că eu am fost la un moment dat cu echipa națională, cu UEFA 95 în Camerun și am niște poze. Eu te-am președinte la mine, frate. Unde? Eu nu te las. Ori nu? Unde mă duc să iau președinte. Sunt lângă tine, facem horă, facem tot. Băi, eu nu vreau cu horă, că nu-mi place. Rămâne acolo, tu trebuie doi. Bănele, tu ești Bronx, hă? Ce Bronx că a dat ce Bronx că a dat 20.000 la lăutar la nuntă? Ce Bronx? Bronx! Bronx! M-auzi, mă? Mario Bros. Săreau alea 200 ca avioane. La sărbătoare, Vivi, deci dacă FCSB-ul, cum se pare, a campionatul, ce o să mai zică lumea de Gigi? Felicitări! Ce o să mai zică Lucian Burchel, care este șeful școlii de antrenori? Îi cer demisia și lui ăsta. Nu, dar mergem, uite, și o să am anunțat 3 module pentru împrospătarea conștiințelor, pentru licența pro. Toți profesorii de licența pro trebuie să participe pe cele 3 cursuri. Eu l-aș invita și pe Gigi Becali. Nu zici dacă tu ești campion. Păi da, să pot face invitații, Robert. Invitații de către președinte. Vino să vezi cam cum este un curs de perfecționare la școala de antrenori. Și atunci tu, care ești șeful școlii de antrenori, care a fost Gigi, a fost amendat, suspendat, stă în sufragerie cu tabletuța și se uită pe datele motrice ale jucătorilor și cu pasele și cu tot și face schimbări, face echipa, face tot și câștigă campionatul. Atunci de ce se mai este de ce să nu-l inviți la curs, nu? Și de ce școala de antrenori mai scot antrenorii? Pentru că va câștiga, va câștiga campionatul. Nu e de râs, nu e de râs. Nu e de râs, asta spun eu, nu e de râs. Câștigă campionatul cineva din sufragerie. La PAS, care n-are documente până la urmă. Nu, noi mai facem aici Caterinca, că ne place, că Gigi, domnul Gigi e top de top. Dar nu e de râs. Uite-te în ce situație sunt președinții de club când vor să demită un antrenor. Eu spun, sunt mulți antrenori în Superliga care continuă să profeseze pentru că președinții sau patronii n-au alte soluții. Uite-te ce s-a întâmplat la Petrolul.
cu cine să dădeau anunțuri la mica publicitate, le răspundeau antrenorii pe Facebook, nu mă, că stați mă, că voi nu veneați ca antrenori, veneați doar pentru licență. Nu e, e o situație delicată și uite, a spus bine domnul Hagi la un moment dat. În următorii 5 ani, dacă o să avem 4-5 antrenori români în Superliga, o să fie performanță. Și o să vezi. Și uite-te, uite-te de ce spune Vivi. De, unul singur de, o să avem, Gigi. Da, da, deci dar nu de aici plecăm. Al doilea Hagi. Și Gică Hagi, dacă vine vreo ofertă de prin străinătate, nu da, cred că nu, mai nu, va rămâne nu. La aproape de farul, dar vrea altă provocare. Că uite, n-are bani, e nevoie să vândă ca să trăiască. De-aia spun, e, și la cursurile astea care participă Vivi, păi 60% dintre cei care participă acolo nu mai profesează de mult timp. Unii sunt pe lista, că te uiți, zice, domne, avem 200 de licențe pro. Păi Dumnezeu să-i odihnească, un sfert nu mai sunt. Dar ești obligat să participi. Da, ești obligat ca să o reînnoiești. Se reînnoiește din 2 în 2 ani. Dar ești obligat să participi la astea și mulți de acolo de 10 ani nu mai profesează. Dar hai să ne gândim, hai să facem un exercițiu de imaginație. Spunem, uite, ajunge FCSB-ul în play-off-ul Champions League. Da. Și întâlnești Tottenham. Da? Tu întâlnești Tottenham, poți să întâlnești Tottenham. Da, bineînțeles. Păi ce o să spună? Se întâlnește, se bate poste Google cu Gigi Becali, pentru că așa englezii știu. Adică în fotbalul român, în fotbalul mare se știe. Pentru că niciodată fotbalul englez, de ce este cel mai puternic? Pentru că este structura cu manageri, acolo manageri, sunt manageri, cei care ăia au banii pe mână, ăia sunt puși acolo de pe președintele lui Tottenham. Păi nu, dar de ce nu-l cunoști? Dar poste Google ăia au o corporație, o multinațională, sau niște miliardari și ăia deleagă atribuțiile, bă, îți dau cât? Atât. Ultimul loc din Premier League primește din drepturi TV pe 100 ceva de milioane de lire sterline. Ultimul loc vorbesc. La noi campioana primește 5 milioane de euro. Pe da, spun, e mare acolo realizare. Este, nu vrei să ajungem și noi nu, acolo? Nu. Nu vrei să ajungem? Nu. Păi nu o să putem, Vivid, cum păi să vrem? Mai cum? Spun, dar hai să-l facem mai cum? Un proiect. Hai noi să vrem de la să zero, fim, să fie nu zero. Pot, Vivi. Hai, nu, ce n-ai bat, tu vorbești frumos. E la vrăjeală la Vârf. Uite, ungurii au făcut, ungurii au echipă în Champions League națională calificată, da? Au făcut bazele întâi, apoi păi au investit... Păi e un proiect de 20 de ani, Vivi. Noi nu-l mai prindem. Dacă începe mâine România, noi doi nu-l mai prindem. Păi măcar să-l prindă copiii cu bănel, uite. Bine, hai, că urmează Neamitică.